Salut! În episodul de astăzi vreau să vorbim ceva pe scurt, chiar dacă la episoadele astea nu se uită foarte multă lume, e important să vă zic asta. Pentru că foarte mulți m-ați întrebat în secțiunea de comentarii de ce nu am mai postat clipuri cu reparații. Pentru că pur și simplu nu am mai reparat nimic la mașini de foarte mult timp. Unul la mână nu se strică, nimic, am două mașini care pot să se strice și nu prea s-a circulat cu ele, deci nu s-a stricat. Doi la mână, chiar dacă am cumpărat o grămadă de piese ce urmează să fie schimbate pe ambele mașini, nu am lucrat nimic din decembrie, ba chiar din noiembrie. În decembrie totuși am făcut reparația ceasurilor de bord, aia am filmat-o în decembrie și o parte în ianuarie, după, nu știu, cred că după o lună de când am făcut reparația. Oricum, clipul vi-l las pe aici. Și după aia n-am mai filmat nimic, deși am pus un clip două pe săptămână, nicio reparație. În general, oamenii se uită foarte puțin la clipurile cu reparații în prima fază, pentru că, nu știu, sunt mai degrabă interesați de titlul clickbait și mai puțin de lucruri serioase, dar totuși în timp clipurile cu reparații atrag mulți vizitatori și multe vizionări. Deci, în timp vorbind. În prima fază, doar cei care vă urmăriți și vă mulțumesc pentru asta, vă uitați la clipurile cu reparații. Însă, pentru mine e foarte important să postez aceste clipuri cu reparații. O să am de făcut unele lucrări pe Ford, unele lucrări pe Lancia. Ideea e că ceea ce arăt în clipurile respective pot fi aplicate cam pe orice altă marcă de mașini. Nu trebuie să vă plafonați. Nu știu ce mentalitatea unora e că dacă eu arăt o chestie pe Ford Focus, chestia aia se poate face doar pe Ford Focus. Nu știu, doar dacă e ceva super nișat pe Ford Focus, ceva care se poate face doar pe Ford Focus. În general, și-am mai spus-o asta, dar lumea nu înțelege, lumea crede că canalul ăsta e despre Ford Focus. Nu, eu vă arăt cum se fac anumite chestii pe Ford Focus, pentru că e mașina pe care o am. Dacă îmi permiteam Lamborghini, făceam chestiile alea pe Lamborghini, dar da, nu mi-am permis, ce să faci, ghinion. Nu toți în viață ne permitem Lamborghini. Eu mi-am permis Ford Focus și pe aia încerc să lucrez și să vă arăt cum se face. De exemplu, dacă ai înțeles cum se pune distribuția la punct pe Ford Focus, o să fii capabil să o pui și pe un Volkswagen, și pe un Opel, și pe un Audi, și așa mai departe. Principiile sunt tot cam acelea. De exemplu, am un clip cum se schimbă basculele pe Lancia Libra. S-a uitat foarte puțin în lume, pentru că oamenii cred că doar așa cum se schimbă pe Lancia Libra, doar pe Lancia Libra. Principiul e același, deci nu vă gândiți că pe Ford Focus, chiar dacă sunt prinderile altfel, pe Ford Focus procedeul se face total diferit. Nu, e chiar mai asemănător decât ar părea. Deci, dacă știți să faci o chestie pe o mașină, eu până la Ford Focus am avut altfel de mașini pe care am lucrat, am avut la rable, e foarte important să ai rable pentru că pe rable te înveți să lucrezi și pe aia m-am învățat să lucrez. Eu nu m-am învățat încă de la început să lucrez pe Ford Focus, până avea Ford Focus, eu n-am pus mâna pe niciun Ford, am condus Ford, dar nu am reparat, nici măcar n-am schimbat o roată la Ford. Deci, de unde și eu să schimb frânele pe Ford? Păi pur și simplu, că se schimbă la fel ca pe Fiat, sau la fel ca pe Opel, sau la fel ca pe Lamborghini. Se schimbă la fel. Deci nu e mare șmecherie, pot diferi foarte puțin chestiile de la o mașină la alta. Dar nu e greu deloc să-ți dai seama cum se face. De asta canalul meu nu este foarte nișat. E un canal general de mecanică. Dacă înțelegi cum se face o chestie, o să poți să o faci și tu pe mașina ta. Eu arăt pe Ford Focus că asta am la îndemână și Lancia Libra. Aparent Lancia Libra nu circulă atât de mult cât Ford Focus-ul și e mai puțin stricăcioasă. Dacă Ford-ul o să strică mai mult, mai repede, e normal că fac mai multe clipuri. Dar clipurile care o să vină despre mecanică, unde chiar vă arăt ce fac la mașină, o să fie făcute atât pe Ford Focus cât și pe Lancia Libra. Sunt chestii generale care pot fi aplicate cam pe orice altă marcă de mașini. Deci nu e doar despre Ford Focus. Știu că mulți vreți să vedeți doar Ford Focus, sunteți axați pe Ford Focus.
Nu o să vă arăt doar Ford Focus, pentru că nu are nicio relevanță mașina pe care lucrez eu. Eu tot asta încerc să spun. Mașina pe care lucrez eu nu are nicio relevanță, că e Ford Focus, că e, nu știu, Audi, nu are nicio importanță. Lucrurile se fac la fel. Dacă înțelegi cum se face pe o mașină, o să înțelegi cum se face și pe cealaltă. Lucrurile nu sunt chiar atât de diferite cum par sau cum cred unii. Ok, deci totuși nu v-am spus de ce nu am făcut clipuri de mecanică. Chiar dacă mi-am cumpărat piese prin noiembrie, mi-am adus piese și urma să încep să lucrez la mașini. Pentru că decembrie a fost o lună așa cam aiurea pentru mine. La începutul lunii am avut COVID, după aia au venit sărbătorile, a trebuit să mă pregătesc de sărbători. Sărbătorile de sărbători nu lucrez, îmi iau concediu. Două săptămâni nu am făcut nimic și a venit ianuarie. Iar din ianuarie a trebuit să recuperez ceea ce nu am muncit în decembrie, care a fost o lună în care am muncit foarte puțin și a fost foarte slab productivă pentru mine. Și na, trebuie să muncesc pentru lucrul meu, că trebuie să trăiesc, să mă întrețin. Deci YouTube-ul e ceva ce fac așa în timpul liber, în rest muncesc și eu ca tot omul. Și a trebuit să mă țin de lucrul meu ca să îmi câștig bani, să pot să merg înainte. Iar în ianuarie am avut foarte mult de lucru și încă am, încă nu am reușit să revin la zero pe linia de productire. De aceea încă nu m-am apucat de lucrat nimic la mașină. Acum este februarie, lucrurile încep să se pun, stabilizeze un pic. Aștept un pic și căldura, aici înăuntru am încălzire, dar am doar o aerotermă electrică, spațiu destul de mare, dar încetul se încălzește încât să poți lucra liniștit, lejer la mașină. Și o să încep să fac, nu promit că o să vin într-o săptămână, două, trei clipurile cu reparații, dar o să vină clipuri cu reparații unde o să vă arăt, nu știu, chestii pe care nu le-ați văzut până acum pe canal. Nu sunt chestii wow, nu sunt chestii care nu s-au mai văzut sau nu sunt chestii pe care nu le puteți face voi acasă sau le pot face eu. După cum știți, eu nu sunt mecanic, nu sunt inginer, nu sunt un om deștept, nu sunt un om meseriaș care a toată viața lui a stat pe lângă mașini. Sunt un tip care își repară singur mașina acasă în garaj. Deci nu sunt vreun geniu. Dacă eu pot și voi puteți. Credeți în voi. Asta e toată ideea din spatele canalului meu, pentru că foarte multă lume nu are curajul să înceapă să lucreze la mașină. Crede că, Doamne, ce greu e și cât de multe cunoștințe trebuie să ai ca să poți să lucrezi la mașina ta. Ori să ne amintim că totuși mecanici auto, mulți nici măcar nu au școală de mecanic auto. Pur și simplu sunt oameni pasionați care au muncit, au învățat, muncind, și au ajuns să fie foarte buni în meseria asta. Sunt, de exemplu, zidari care sunt mecanici extraordinar de buni, deși au un liceu de construcții. Sau sunt, nu știu, ingineri care sunt mecanici. Au, nu știu, au făcut politehnica și au ajuns să fie mecanici, deși au făcut politehnica, nu știu, în construcții sau în altceva. Deci, toate chestia e să-ți placă, să te implici. Și asta încerc eu să spun de multe ori pe canalul ăsta, că trebuie să te implici, să fii implicat, să pui mâna să lucrezi. Încep cu chestii ușoare, nu știu, schimburi de plăcuțe, mai ușor, încep să schimbi tu jantele de la mașină, ți le dai jos pe alea care aveți două rânduri, pe alea de vară și le pui pe alea de iarnă. Încep cu lucruri simple. Și încet, încetul poți să evoluezi. Nici eu n-am început din prima dată, nu am desfăcut motorul, pentru că ce făceam eu dacă desfăceam motorul? Eu lucrez la mașini de copil. Înainte de a avea permis, de pe vremea când avea tata mașini și l-ajutam pe el. Pe el sau mai pe cine l-ajuta pe el. Deci pe el l-ajuta altcineva și eu l-ajutam pe acel altcineva. Și uite așa am lucrat de mic la mașini. Dar când am pus eu mâna efectiv să lucrez la mașină, am început cu chestii simple, cu plăcuțe de frână, cu pivoți, cu bucșe, cu telescoape, până ce am ajuns să fac ambreiaje, de exemplu, pentru că am făcut nu multe, dar am făcut câteva în viața mea, deci nu pot să spun că am experiența unui mecanic care face în fiecare zi câte un ambreiaj sau cel puțin 1-2 pe săptămână. Ei bine, eu am făcut
nu știu câte am făcut, 3-4 în toată viața mea. Dar știu să fac. Și dacă mâine mi se strică ambreiajul pe afară, de exemplu, am curajul să-l desfac, să-l fac eu singur acasă. Dar, na, și altă chestie. Unii dintre voi m-au certat, băi, nou ne arăți cum se face, dar nu toți avem scule. Din păcate, dacă nu ai scule, nu poți să lucrezi la mașină. Poate că sunt oameni extraordinar de talentați care pot și fără scule, nu știu. Dar eu, unul, nu pot să lucrez la mașină fără scule. Pentru că nu am cum. Nu sunt atât de evoluat încât să pot să lucrez la mașină fără scule. Deci un minim de scule ar fi bine să ai. O trusă de tubulare, o trusă de chei, niște imbusuri, niște chestii foarte, foarte minimale, ca să le zic așa. Pe urmă, mulți m-ați rugat să vă arăt sculele din atelierul meu. O să fac chestia asta, o să filmez, trebuie ceva să mă ajute cu filmatul. Acum, de exemplu, camera e pe un trepied și e destul de ușor. Dar trebuie să fac chestia asta în mișcare, trebuie să găsesc pe cineva care să mă ajute cu filmatul și ca să pot să vă arăt toate sculele pe care le am. Nu sunt foarte multe, dar sunt suficiente încât să pot să-ți repar mașina acasă la un nivel mediu. Evident, nu am toate sculele, dacă, nu știu, aș avea nevoie de o sculă specială, atunci ar trebui să-mi o cumpăr. Dar chei, porcării, prese, mai nu știu ce scule, un cric, două scule de-astea minime, le am. Deși nu foarte multe. Și o să vi le arăt, o să vă arăt exact ce am eu în garaj, cu ce mă descurc. Unele sunt scule cumpărate de mine, altele sunt moștenite de la tata, nu am nimic special, sunt lucruri normale. Deci trebuie să ai un pic de scule ca să te descurci cu reparațiile mașinilor. Asta e tot, na, și eu aș vrea să nu cumpăr scule și să mă pot descurca, dar îți trebuie, deci nu poți cu un patent și cu o șurubelniță să lucrezi la mașină. Să poți face anumite lucruri și cu patentul și cu șurubelnița, dar dacă trebuie să lucrezi la mașină, îți trebuie scule. Ăsta e adevărul, știu că, na, multă lume nu are scule și, din păcate, nu ai scule, trebuie să te duci la mecanic. Chiar dacă știi, cunosc oameni care ar ști să lucreze la mașină, dar nu au scule și nici nu vreau să-și cumpere. Preferă să meargă la mecanici pentru că se simte mai în siguranță. Da, eu, de exemplu, nu mă simt mai în siguranță să merg la mecanici. Mă duc la mecanici și mă gândesc, bă, mi-o fi făcut aia, mi-o schimbat aia, că ar fi gândul meu acolo. Ultima dată am fost la mecanic cu Toyota, care e în garanție și trebuie să merg la mecanic să fac revizile. Deci eu n-am fost la mecanici, nu știu. N-am fost în ultimii 17 ani de când am permis, acum în aprilie. În ultimii 17 ani eu n-am fost la mecanici, nu prea știu, merg să-mi schimb cauciucul la vulcanizare. N-am avut nevoie, nu spun că nu o să merg, pentru că, evident, poate o să mă lovesc de o problemă pe care nu o să o pot rezolva singur, că n-am, nu sunt mecanic, nu sunt electrician, nu cunosc absolut orice despre mașini. Nu am școală în domeniu, nu am studiat, nu petrec timpul pe YouTube uitându-mă la clipuri despre mașini și fac rău ceea ce fac. Că ar trebui să stau pe YouTube să mă uit despre ce se vorbește, că astfel mi-aș putea perfecționa și eu tehnica, mi-aș putea perfecționa modul de vorbire, mi-aș putea perfecționa modul de a face clipuri și aș deveni mai bun și eu în chestia asta cu YouTube-ul. Doar că, na, sunt de lăsător și nici nu am timp. Și când am timp să mă uit pe YouTube, prefer să mă uit la alte chestii, la chestii care, nu știu, îmi plac mai mult decât mașinile. Pentru că eu am mai spus de mai multe ori, sunt lucruri care pentru mine cel puțin sunt mai importante decât mașinile. Da, e ok, mașina o folosesc, am nevoie de ea, încep să o întrețin pentru că e un bun de-al meu personal, unul la mână, doi la mână, pentru siguranța mea și a celorlalți, mașina să fie foarte bună din punct de vedere tehnic. De asta o să fac lucrurile astea de mentenanță la Ford și la Lancia, ca să o fac mult mai sigură, să le fac, adică mult mai sigure. Și undeva în primăvară o să încerc să rezolv și problema cu rugina, sper definitiv, pe Ford. Acum cât nu e atacat, deci nu am praguri putrede, nu am aripi putrede și ca să nu se ajungă acolo, vreau să o rezolv
Și asta ar însemna să suspend puntea din spate, să o desfac toată, să dau cu inhibitor de rugină, să o izolez și așa mai departe. Sper să pot face chestia asta în primăvară. Totul depinde de cât de mult timp o să liber o să am. Pentru că, evident, am nevoie și de timp liber. Chestiile astea le fac strict în timpul meu liber, pentru că, după cum v-am spus, ca și voi, și eu trebuie să muncesc ca să trăiesc. Și, na, nu pot să îmi rup din timpul meu petrecut la muncă ca să mă ocup de mașină. Bine, mai este soluția ca să lucrez o oră pe zi, pentru că, na, îmi găsesc tot timpul o oră, chiar dacă în ultima lună n-am avut o oră pe zi liberă, îmi găsesc o oră pe zi ca să lucrez la mașină, dar de obicei eu când mă apuc vreau să și termin. Și mi-e greu să mă apuc de ceva, să lucrez astăzi o oră, mâine o oră, poi mâine o oră, până ce termin. Dacă mă apuc de ceva, vreau să o termin. Și lucrez astăzi toată ziua și dacă nu termină astăzi, vin și mâine toată ziua și poi mâine, până ce termin proiectul. Așa sunt eu, nu mă pot apuca de un lucru și să-l lăs și să revin iară, pentru că, nu știu, poate e o problemă de-a mea, dar nu pot să mă concentrez în foarte multe părți. Eu când mă apuc de lucrat la calculator, lucrez la calculator, după aia nu mai vreau să vin să lucrez la mașină pentru că nu am niciun chef. Pentru că mintea mea e rămasă acolo la calculator și nu mai am chef să vin să desfac șuruburi. Bun, știu că v-am plictisit. Asta este episodul de azi. Îmi cer scuze că v-am plictisit cu discursul ăsta meu, dar sunt lucruri care trebuie să vi le spun și sunt lucruri și practic din când în când o să mai fac și astfel de clipuri ca un update la ceea ce se întâmplă în jurul canalului meu, pentru că na, sunteți niște oameni, o grămadă de oameni care vă uitați la canalul meu, deși nu am sperat niciodată să am mai mult de 100 de abonați, pentru că na, mie nu mi se pare interesant ceea ce fac eu, dar vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine, cei care vă uitați, și știu că e important să nu vă dezamăgești, adică e de datoria mea să vă spun și alte lucruri, doar, nu doar să vă arăt cum se repară la mașină. Trebuie să spun și lucruri din interiorul canalului meu. Iar cei care se uită tot timpul la clipurile mele știu că o să vă uitați și la clipul ăsta. Vă mulțumesc! Salut!